Românii s-au împărțit în două când a venit vorba de inflație. 6 din 10 spun că putem învinge inflația dacă nu mai aruncăm banii pe orice, iar restul de 40% zic că nu vor să renunțe la stilul actual de viață și preferă să ceară o mărire de salariu, nu să facă ei economii. Dar cine se face vinovat pentru nivelul inflației? Guvernul. Asta cred aproape 70%. Colegii mei de la Știu au discutat subiectul alături de Adrian Negrescu, analist economic. Hai să începem cu măsurile astea anunțate de guvern, în primul rând cu acele 9 luni de păsuire la ratele la bănci. S-a mai propus, parcă, dacă nu mă înșel, și în pandemie măsura asta, atunci ții minte că a fost criticată de toți cei care se pricep. Știi care e diferența între ce s-a propus atunci și se propune acum? Diferența e că atunci nu creșteau dobânzile ca în basmele cu Făt Frumos, acum cresc dobânzile de la una la alta. Iar dacă pui dobândă la dobândă, același mecanism care a fost și la precedenta măsură, s-ar putea că de data asta să te frici foarte tare dacă ți-am în ratele, măcar și 2-3 luni de zile, pentru că dobândă la dobândă, la creștere de dobândă, pentru că Banca Națională ne-a anunțat deja că va crește în continuare dobânzile și mai agresiv, s-ar putea să genereze un cost mai mare. Așa că dacă ai de unde să plătești, plătește. Nu lăsa ratele să depăzi pe alta. Nu crede în promisiunile guvernamentale că va fi mai bine, că nu va fi mai bine. Și e posibil ca peste 9 luni de zile să fie într-o situație chiar mai dificilă din punct de vedere de economie decât momentul de față. Într-adevăr, măsura asta este doar pentru cei care au rămas fără un loc de muncă, fără venituri, fără niciun fel de variantă în a susține și a rămâne în casele pe care le-au luat de pildă pe credit. Pentru ei e o variantă, dar tot la fel e o variantă de urgență pentru una, două și maxim 3 luni ar trebui să fie. Ar trebui ca în această perioadă să-și găsească un loc de muncă, să apuce din nou să-și plătească ratele. Altfel, e un măr otrăvit această măsură pentru că sunt atât de multe costuri ascunse și dobânda asta la dobândă peste dobândă, s-ar putea să se trezească mai ceva ca la IFN-uri și să se trezească fără case și fără bunurile pe care le-au cumpărat prin sistemele de credit.